În localitatea Nistru vor fi ridicate blocuri sociale. Un număr de 48 de apartamente cu câte două camere vor fi construite și repartizate unor tineri cu vârste de până la 35 de ani, care nu își permit altfel să își achiziționeze o locuință. Vor fi 48 de apartamente, 48 de apartamente noi care vin în sprijinul tinerilor din localitate pentru a fi susținuți și pentru a locui în condiții decente alături de familiile acestora. Considerăm că o locuință este un început și un start în viață pentru fiecare dintre noi, iar noi ca și administrație publică locală avem obligația să fim alături de cei care se află într-o situație mai puțin fericită față de ceilalți. Contractul de finanțare a fost semnat prin Programul Național de Redresare și Reziliență Națională, iar criteriile clare de acordare se vor stabili mai târziu, după ce apartamentele vor fi gata. Tinerii pot să obțină locuințele abia după finalizarea acestora, în moment în care Consiliul Local și angajații primăriei orașului Tăuții Măghereuș vor elabora un regulament de aprobare a acestor și de acordare a acestor apartamente către tinerii din localitatea Nistru și din aparținătoare orașului Tăuții Măghereuș. Valoarea totală a proiectului este de 3,2 milioane de euro, iar lucrările vor începe în următoarele 2 sau 3 luni. Noile unități de locuit vor avea un consum de energie foarte redus, fiind de tipul case cu consum de energie aproape zero. Finalizarea blocurilor sociale ar trebui să se încheie după 2 ani de la începerea construcției.